mult, premierul Marcel Ciolacu se declară bucuros de faptul că marile lanțuri de magazine au redus prețurile alimentelor de bază cu 35 sau chiar 50%. Este însă neclar unde a găsit premierul pâine, lapte sau lei la jumătate de preț. Mă bucură faptul că marile lanțuri de magazine au început să aplice din 1 august reducerea prețurilor la alimentele de bază. Este o soluție vitală pentru protejarea puterii de cumpărare a românilor și am văzut deja prețuri scăzute cu 35% și chiar 50% la unele produse.